Vă salut, oameni buni, și bine ați venit la Patra Putere. Deschidem săptămâna de marți, cum ar veni, ca asta este, cu niște vești foarte proaste. Conform statisticilor, rămânem în continuare campion la mortalitate pe șosele din cauza accidentelor. Și dacă mai coroborăm, nu știu, viteza, reatenția, trama stradală, condițiile de trafic, că este iarnă, că este polei, că este zăpadă, și la acest cocktail de împrejurări și de factori, mai adăugăm și consumul de alcool și cel de droguri, categoric producem un exploziv care e în măsură să arunce în aer statisticile despre care vorbeam un pic mai devreme. Costin Tătuc, specialist în probleme de siguranță rutieră, fost număr 2 al Poliției Rutiere Naționale, a venit pentru a mai discuta despre ce se întâmplă pe șosele și despre cum am putea să ne ferim sau cum am putea diminua acest fenomen, fiindcă, vă spun foarte sincer, eu cred că mulți adolescenți și tineri au scăpat de sub control. Sunt de acord, e treaba lui, fiecare își prejudește creierii, face ce vrea cu viața lui și neacă amarul sau bucuria în alcool. Ideea este că ei se urcă în niște arme, în niște mașini. Și vedem ce se întâmplă în țară, vedem ce se întâmplă în Prahova, vedem peste tot. Parcă niciodată nu a fost așa. Intră cu mașinile în refugiile de tramvai, în stațiile de tramvai, intră pe trotuare, nenorocesc copii, fac victime în rândul pietonilor. Problema este că poliția parcă că nu are nicio șansă să diminueze acest fenomen. Eu sunt pare, aparent, cel puțin asta este constatarea pe care o fac din afara fenomenului, necunoscând toate aceste chichițe polițienești. Cu siguranță poliția își face treaba și caută să facă cât mai mult posibil. Acum, acțiunile lor sunt limitate totuși de ceea ce înseamnă, pe de o parte, numărul polițiștilor disponibil pentru așa ceva, pe de altă parte, de tehnologia de care este nevoie. Să nu uităm că în urmă cu 5-6 ani nu existau încă atâtea etiloteste și atâtea dispozitive de testare a drogurilor câte sunt în prezent. Sunt mai multe, dar oricum probabil că ar trebui și mai multe decât atât. În afară de asta, este clar că aceste acțiuni pe care dumnealor le organizează în mod periodic ar trebui diversificate, atât ca zonă de desfășurare, cât și ca moment operativ, să spun așa, adică nu numai în weekend, când într-adevăr consumurile de alcool și de droguri sunt ceva mai ridicate, dar probabil că și în cursul săptămânii. Dar încă o dată... Găsim explicația, ați găsit-o, sunt foarte puțin numeric. Exact. Cel puțin la Prahova, cu un județ cu particularități raportate la alte județe ale României. Un județ de tranzit, un județ cu multe stațiuni turistice, un județ cu foarte multe restaurante. Gândiți-vă ce era Ploiești în urmă cu un secol. Iată că acum sunt la fel de multe cărciuni ca atunci, când se salutau ploieștenii cu ce bei, practic, nu ce faci. Ideea este că a crescut fantastic de mult numărul mașinilor. Mi-aduc aminte, acum 30 de ani, cât de puține mașini erau pe străzile din oraș, te puteai să întinzi, nu știu, pe străzile astea secundare, poți să jucai o miuță sau un tenis cu piciorul, iar acum este o aglomerație indescriptibilă, mai ales la locul de parcare, unde există un deficit fantastic. Dar văzând care este problematica, o cunosc mai bine polițiștii decât o cunoaștem noi, unele informații tocmai că nu sunt date publicului larg. Ele sunt ținute, fiindcă ei sunt îngrijorați, într-adevăr, în discuțiile informale despre această statistică nefăcută publică a consumului de droguri în licee. Domnule Tătuc, dacă stați de vorbă cu anumiți, nu știu, tineri, unii spun că cel puțin 5 din 10 sau jumătate din clasă a consumat sau consumă ocazional droguri. Înainte, pe vremea mea, când fumam un teribilist o țigară în WC-ul, era deja șmecher. Acum, dacă nu te droghezi, parcă ești respins de șmecherii din licee. Din păcate, trecerea timpului și evoluția socială arată că apar nu numai obiceiuri bune, apar și multe obiceiuri rele, ca să zic așa. Și, într-adevăr, constatarea pe care a făcut-o dumneavoastră este reală. Adică, dacă în trecut a fumat o țigară pentru un tânăr, era, hai să zicem, un gest deosebit, acum această țigară de multe ori conține substanțe interzise, pentru că așa e la modă. Aici este nevoie de foarte mult efort, atât din partea familiei, cât și din partea școlii. Păi trebuie să spunem că nu ne adresăm tinerilor, fiindcă tinerii nu sunt nișa noastră de audiență, dar părinții pare că i-au scăpat de sub control, să nu mai sunt atenți la schimbările de comportament generate de consumul de droguri. Că sunt ușoare, de mare risc, aiurea, câte ori mai fi.
Trecerea de la alcool la drogul ușor și apoi la cel de mare risc, să știți că este foarte, foarte facilă, e foarte simplă și se produce de multe ori fără să-ți dai seama, sub presiunea anturajului în general, și de aceea spun că este mult de lucru și că, într-adevăr, părinții au nevoie la un moment dat de niște instrumente, au nevoie de consiliere psihologică, de așa manieră încât să știe să abordeze dialogul. Părinții au nevoie de consiliere psihologică? Chiar și ei, pentru că sunt părinți care pur și simplu vin și spun să nu faci aia. Dar asta nu e suficient. Sunteți de acord, sunteți tată, sunteți de acord că, stând de vorbă cu copilul, vedeți, sezizați care sunt schimbările comportamentale? Schimbările de obiceiuri? Da, este clar că părinții au această capacitate, dar trebuie să mai știe și cum să procedeze. Pentru că a interzice pur și simplu, a spune nu și atât, nu ajută. Aici trebuie, încă o dată, trebuie ca oamenii să înțeleagă că există posibilități de a interveni și că cel mai bine este, dacă se poate, întâi să se documenteze puțin. Iată, Agenția Națională Antidrogă are un site pe care poți să intri și să vezi cum trebuie abordată această problematică pentru a avea succes. Pentru că o simplă discuție numai să nu faci asta, nu întotdeauna dă rezultat. Dar cum de a scăpat de sub control acest fenomen? Este foarte simplu. Dacă în urmă cu, să zicem, 10 ani, România era o țară de tranzit pentru droguri, în momentul de față România a devenit o țară consumatoare. Și asta s-a întâmplat și ca urmare a faptului că foarte mulți dintre conaționalii noștri au mers în Occident, au luat contact acolo cu asemenea obiceiuri. Și unii dintre ei, iată că își păstrează obiceiurile și reîntorși acasă. Asta face la un moment dat să amplifice, pentru că mergând la o petrecere, deja mergi, bravezi, arăți acolo că uite ce pot să fac eu, uite, hai să-ți dau și ție să vezi cum e și așa mai departe. Și lucrurile se dezvoltă. Chiar dacă, încă o dată spun, poliția face eforturi pentru a ține sub control fenomenul și chiar a-l reduce. În aceeași măsură se ocupă de chestia asta și magistrații? Fiindcă, încă aici dată, vreau avem să experiență în domeniu, ați fost polițist cu state vechi, știi ce înseamnă de multe ori să te lupți cu pumnii goi cu un perete. Adică instrumentezi, poate nu întotdeauna, respectând litera legii, ajungi cu dosarul la parchet, la magistratul, la procuror, poate că nu ți se respinge acel dosar și se merge mai departe cu el în instanță. Și instanța dă o soluție care te crucește pur și simplu și zici, te dezarmează chestia asta pe tine ca polițist. Da, de multe ori există în zona finalității judiciare niște soluții care la prima vedere par absurde. Par diferite de logice, ceea ce te-ai aștepta. Dar să știți că de multe ori judecătorul în luarea unei măsuri cântărește foarte mult, mai ales când e vorba de cei foarte tineri, pentru că, vedeți dumneavoastră, este într-adevăr necesar să aplicăm legea cu fermitate în litera și spiritul ei. Pe de altă parte, ne gândim și la viitorul unui tânăr care poate a greșit. E doar o greșeală. Nu, atunci intervine spiritul legii, nu litera legii. Fiindcă litera legii spune legea ad literam, dar spiritul e poate mai important decât litera. Da, și de multe ori, poate, repet, ar trebui să ne uităm puțin mai atent la ceea ce înseamnă finalitate judiciară și de aici să tragem și concluziile necesare. Da, există situații oarecum surprinzătoare uneori, dar cred eu că pentru cei care sunt, știu eu, oameni care țin la libertatea lor și la sănătatea lor până la urmă, măsurile astea sunt un exemplu care ar trebui să-i descurajeze. Domnule Tătu, că trebuie să facem totuși o diferență între cel care consumă accidental, ocazional sau frecvent enobotanice, droguri de risc sau de mare risc și alcool. Fiindcă se poate întâmpla ca, nu știu, un tânăr păcălit de anturaj, prostit, da? Că a băut două pahare de whisky și a luat o rază pe ulei și a încercat după aceea nu știu ce pastilă, ce nu știu ce țigară. Și pleacă și la un filtru este oprit de poliție. Bine, e ca o ruletă rusească. Probabil că de aia se întâmplă ce se întâmplă pe străzile astea. Ești prins sau nu ești prins? Ai noroc? Dar faptul că ai noroc te încurajează să încerci a doua oară. Și a treia oară, până ți se înfundă. Ori omor pe cineva, ori accidentezi pe cineva, ori mor tu însuți, lăsând o familie îndurerată pe acasă. Se procedează cu dublă măsură în momentul în care, adică se procedează diferit în momentul în care tu constați, nu știu, în urma unei anchete, aveți schimb de experiență cu organele internaționale de poliție și nu numai. În momentul în care identifici un ocazional care nu este recidivist, nu știu, poți identifica, face diferență între cei care consumă frecvent droguri
Și cei care au consumat accidental la ultima petrecere? Din păcate, legislația din România nu face distinție între ceea ce înseamnă un consumator ocazional sau un consumator, știu adică eu, poate frecvent. Fi identificat în urma unor teste de laborator? Într-adevăr, există niște modalități prin care poți să afli acest lucru. Sunt niște analize toxicologice distincte care permit identificarea celor care, știu eu, practică frecvent consumul. Sau de câteva luni de zile. Da. Acum, încă o dată, legea incriminează însă persoana care este aflată sub influența substanțelor stupefiante în momentul conducerii autovehiculelor, deci în momentul depistării. Acum, trebuie să mai facem o distinție, și anume aceea că sunt situații în care aceste substanțe psihotrope au o remanență mare în organism. Deci este foarte posibil ca un consum să aibă loc, să zicem, astăzi și a doua, a treia zi să poată fi identificat în trafic, testat cu drug testul și atunci să apară pozitiv. Deci acest test superficial, să-i spunem, drug testul, celul care este folosit. Nu, este un test care creează stradă. Indicii. Da, îți dă care niște îți dă indicii, unde există niște urmele, da? Exact. Bun, se urmează analizele de sânge. Categoric, da. Automat, da? Cum se întâmplă și la alcool. Da, da, da. Care poate întări sau poate anula rezultatul drug testului, corect? Drug testul vine și arată prezența uneia dintre cele 8 substanțe de bază pentru care el este conceput să detecteze. Apoi, analiza toxicologică din sânge vine să detalieze ce tip de substanță este și concentrația. Încă o dată, legea nu face distinție între concentrații, să spună, ca la alcool, până la 0,8 la 1000, în așa este contravenție și apoi mai departe infracțiune. Nu. Aici, pur și simplu, faptul că te afli sub influență, te incriminează și e vorba de infracțiune clară. Bun, ce ar trebui reținut? Că sunt și situații, cred eu că într-adevăr puține, dar există din păcate și această posibilitate, ca cei care se află sub anumite tratamente, da? Cu, știu eu, medicamente care conțin substanțe din... Sau măcar una dintre cele 8. Da, da, atunci să apară o situație de genul acesta, să fie depistați în trafic și să urmeze întreaga procedură mai departe. Dau exemplu codeinei, spre exemplu. Gândiți-vă că este un medicament calmant care de multe ori este folosit de către persoane în perioadele acestea reci și pur și simplu există posibilitatea ca la un test pentru cel care a luat o doză mare, a luat un tratament de genul acesta, știu eu, poate mai mult decât i-ar fi prescris medicul, sunt persoane ați văzut care încearcă, domne, iau două odată că e mai bine, să apară într-o asemenea situație. De aceea este foarte important, încă o dată, să ne întoarcem la ceea ce înseamnă sfatul medicului. Deci e foarte important ca atunci când mergem la medic să ne informăm dacă tratamentele pe care le primim sunt contraindicate sau nu conducerea auto. Și farmaceutii fac chestia asta, îți dau niște pastile pe care, la care ai rețetă sau nu, da, sau la care nu este nevoie și totuși îți fac o recomandare, nu le consumați decât seara sau nu este recomandat să conduceți mașina exact, după ce aici vreau le să ajung, dar și trebuie să totodată să ții și cont de acest sfat. Pentru că sunt și persoane care spun, da, nicio problemă, lasă, bine că mi-ai spus. Văd eu ce fac. Și în realitate... Hai, domnule, ăla care se urcă băut la volan și nu pentru prima oară, nu accidental, că e, nu știu, e forța majoră, intervine, că e copilul bolnav și trebuie să alerge cu el la spital sau în sfârșit, se întâmplă ceva. Nu am zis că este o circunstanță atenuantă, dar ăla care bea și se urcă la volan, la oricum nu ascultă indicațiile farmacistului sau ale medicului, fiindcă nu trebuie să fii tâmpit la cap sau să fii din nu știu ce fund al țării ca să realizezi că este o contravenție sau chiar infracțiune în funcție de cât ai băut. Corect, așa este. Bun, și încerc, mă uitam la statisticile pe care mi le-au prezentat colegii de la Poliție Rutieră de la Prahova. Da. Sunt peste 1100 de contravenții și infracțiuni pe alcool. Da, diferența aceea între 0,080 și mai sus de 0,80 și până într-o 100 de infracțiuni deja, care sunt infracțiuni de consum de droguri și urcat la volan ulterior. Sau poate în același timp, cine știe la ce au ăștia în creier prăjiți ăștia. Nu, dar ideea este următoare. Noi ne adresăm acestor părinți, atenție, aparținători, oameni care au grijă de niște adolescenți teribiliști, care sub imperiul acesta al a avea acces în anumite anturaje,
pentru a deveni plăcut nu știu cărei fete, pentru a fi la modă, se apucă ca prostul să facă ceea ce nu este bine în primul rând pentru sănătatea lui. În momentul în care coroboresc chestia asta cu o mașină de câteva sute de cai putere, fiindcă este iar o modă idiotă, când părinții n-au discernământ, în loc să cumpere o mașină, pur și simplu să-și facă la mână 2-3 ani de zile, îi cumpără o mașină unui proaspăt absolvent de școală de șofer, o mașină de câteva sute de cai putere și eventual cu tracțiune pe spate, mai ales pe vremea asta. Și iată cocktailul despre care vorbeam un pic mai devreme. Așa este, de multe ori dorința de a impresiona este atât de puternică încât, știu eu, cei foarte tineri reușesc să-și convingă familiile că au nevoie de o asemenea mașină pentru a arăta de fapt și poziție socială, pentru a arăta bunăstare, pentru a atrage până la urmă atenția, și atunci părinții care, știu eu, nu gândesc foarte mult în profunzime, sunt tentați să facă asemenea concesii și să dea pe mâna unora foarte tineri niște mașini foarte puternice. Să știți că nu întâmplător și accesul la categoriile permisului de conducere este gândit să fie progresiv. Ați văzut, pentru a ține categoria A, de exemplu, trebuie să ai mai întâi categoria A1 sau A2 și așa mai departe. Vorbesc aici la moto. Și la autovehicule, la fel, gândim dacă vrei să obții categoria C, trebuie să ai în prima oară categoria B și așa mai departe. Deci e clar că totul trebuie să fie progresiv. Dar ar trebui să existe niște subcategorii și la B? Există subcategoria B1. Nu ar trebui să existe o interdicție. Dar... Băi, cât se ne-ai tu? Nu știu, 20. Când ai făcut școala? Acum am terminat. Acum am dat testarea, la scris, la oral, am dat permisul. Câți, sau ce experiență ai de conducător auto? Că tu ai o mașină de 400 de cai putere, da? Super mașină, super bolid. Cât de bine ești antrenat tu ca să ieși în traficul rutier și eventual cu o domnișoară, fata, singura fată, să spunem, a unei familii. Da. Da, aici e mult de discutat. Într-adevăr, acest acces progresiv ar trebui reglementat cumva. Din păcate, nu a existat nici, cum să spun, preocuparea necesară, cel puțin la nivel legislativ intern, iar la nivel extern, v-am spus, există această etapizare a obținerii categoriilor de permis de conducere prevăzute de o directivă europeană, dar numai atât. Au fost discuții în ceea ce înseamnă posibilitatea conducerii, limitării, știu eu, conducerii vehiculelor cu putere mai mare de 100 de cai putere în primul an de conducere auto. Însă nu s-au finalizat. Există numai la nivel teoretic. Fiindcă statisticile, după cum le știți foarte bine, ca fiind specialist în probleme de siguranță rutieră, nu mai sunt aceleași de acum 20 de ani, când vârstnicii neatenți, fără reflexe, sau așa, au fost principalii cauzatori de accidente rutiere. Tinerii au devansat această categorie socială, de fapt, de vârstă. Da? Și iată că sunt principalii vinovați de ceea ce se întâmplă pe șosele din România, mai ales din cauza vitezei și neadaptării vitezei la carosabil. Da, dacă ne uităm un pic la cauzele care au generat accidente la nivel național în 2022, vom vedea că pe primul loc din statisticile poliției rutiere rezultă că se află indisciplina pietonilor, undeva cam cu 18% din total. Ca și la cele cu urmări grave, la astea vă referim, la tamponările. Da. Nu, la accidentele grave vorbesc. Foarte corectă remarca. Pe locul 2 se află viteza, așa cum spuneați, cam cu 17%, după care, surprinzător, pe locul 3 a urcat indisciplina bicicliștilor. Este într-adevăr un fenomen care se dezvoltă, este foarte bine că se dezvoltă, dar, din păcate... Nu avem tramă stradală, nu avem... Exact, în lipsa unei infrastructură pentru exact bicicliști. Exact, lor există și un risc major în folosirea acestor. Eu cred că a scăzut numărul accidentelor, adică în care au fost implicați bicicliștii, în momentul în care a intervenit legea obligativității purtării acelei veste reflectorizante. Și am văzut atâtea cazuri în care au fost, adică vestele respective i-au salvat pe bicicliști. Dar ce se întâmplă în cazul în care polițistul oprește pe un biciclist mor de beat, domnule Tătuc? Îl poate amenda, există o sancțiune pentru care poate se ia poate aplica. De la bicicletă, nu? Păi nu au pe, da, bicicletă. Că n-are nevoie de permis pentru asta. Nu are asta. Nevoie de permis și nu îi se reține permisul, că n-ai cum, dar se poate aplica o sancțiune contravențională și anume o amendă. Nu întotdeauna această amendă este suficientă pentru a descuraja fenomenul. Pentru că mai ales în mediul rural, gândiți-vă că bicicleta rămâne un mijloc de transport de bază. Și, acolo... și căruțele, care au rămas totuși în secolul 21, da, te lași, iată un mijloc de transport pentru un mediu rural. La și vedem și că, practic, nu sunt drumuri comunale. Ei intră pe drumurile județene sau naționale, intră cu aceste atelaje și vedem că ei cauzează de multe ori moartea altora sau
chiar pe a lor și a bietelor dobitoace. Mai ales în situația în care aceste vehicule nu sunt semnalizate. Că dacă ar fi semnalizate, l-ai vedea Dumnezeului de la distanță. Dar mai sunt condiții în care ei ceață pe drum și ei totuși îi duc ai acasă, fiindcă ei sunt prea proști de BC sunt, astfel încât le intră, cum se numește, în sfârșit, coada căruții, le intră prin parbriz. Chiar acum 20 ceva de ani s-a întâmplat pe DN cu o cunoștință de-a mea care a murit din cauza unei căruțe nesemnalizate. Da, din păcate încă mai există asemenea accidente, da. Păi și nu poate face absolut nimic poliția în sensul ăsta. A pus separatoare de sens, a pus pasarele, au făcut marcaje reflectorizante, vopseaua specială în sensul ăsta, dar tot se întâmplă, domnule, și suntem pe primul loc în Europa. Da, eu nu știu, azi ca sărătorit prin Europa mult mai mult decât mine, probabil, și prin natura meseriei pe care ți-a avut-o în Ministerul de Interne. Domnule, la fel se întâmplă și în foștii noștri colegi de socialism, în țările prietene și vecine. Nu știu, prietene, dar și acolo încă mai există probleme. Nicăieri în lume nu s-a rezolvat totul peste noapte. Numai că poate în cele mai multe dintre fostele țări socialiste exista și preocupare pentru a rezolva problematica asta. Uitați-vă că în legislația rutieră adoptată în 2002, deci iată, în urmă cu două decenii și, există obligativitatea pentru autoritățile publice locale de a realiza drumuri pentru vehicule lente. Da, drumuri laterale, așa se și numesc, pentru vehicule destinate traficului local. E obligația administrației publice. Este, dar întrebarea este câte s-au realizat. La Bărcănești, cea mai cunoscută zonă cu care ne interferăm, să spunem, sau pe care o tranzităm când mergem spre București. Există niște alternative la DN pentru astfel de vehicule? Din păcate nu. Și din ce știți noastră? La Brazi? La, nu știu, la Păulești? La Blejoi? Da. Peste tot în așa zisă zonă metropolitană. Exact. Problema este că autoritățile locale n-au reușit să identifice modalitatea de a realiza asemenea drumuri, pentru că, pe de o parte, costurile sunt foarte mari pentru zona de expropiere, pe de altă parte, știu eu, fondurile pentru drumuri întotdeauna au fost limitate și chiar și în prezența acestor fonduri europene, după cum observăm cu toții, lucrurile se mișcă foarte greu. Deci, nu, dar rămân la căruțe. Că biciclistul este amendat, spuneți noastră, nu este o amendă și suficient de mare pentru a descuraja, dar și căruțașii sunt amendați. Bănuiesc că tot așa, e vorba de niște amenzi care nu sunt... Câteva sute de lei. Bine, câteva sute de lei pentru un căruțaș, eu cred că reprezintă o sumă. Depinde, de la caz la biciclist, depinde ce e bicicletare, că sunt biciclete și de 1000 de euro, pentru care o amendă de 300-400 de lei nu înseamnă mai nimic. Așa nu înseamnă, până la urmă, niște bani, dar nu suficient de mult, astfel încât să zici, bă, nu ai plecat la viitoare, beat cu bicicleta și prăzi la cap. Că intri cu alcoolemie de 1 și ceva la 1000, intri într-un turism frontal și treacu te-a luat. Bun, care mai sunt? Deci a spus neadaptarea pietonii... Da, pe locul 3 am spus că se află acum indisciplina bicicliștilor și dar nu putem spune că nu mai sunt, că nu sunt străzi. Hai Dumnezeule, că s-a făcut niște progrese măcar pe infrastructura de transport. Da, pe partea altă, gândiți-vă că pe locul al patrulea se află neacordarea priorității de trecere. Și aici avem cele două, cum să zic, componente. Pe de o parte, neacordarea priorității de trecere pietonilor și pe partea cealaltă, neacordarea priorității de trecere vehiculelor. Este o consecință a creșterii volumului de trafic, a aglomerării, a grabei cu care abordăm traficul, pentru că toți ne grăbim, deopotrivă și pietoni asta, și, că există și șoferi. O grabă nejustificată în trafic? Da, da, da. Că uitați-vă, practic diferențe foarte mari, da. Mă refer la durata timpului de parcurgere unei distanțe, dar înseamnă foarte mult, înseamnă 2, 3, 5 minute. Dar diferența de viteză a mașinii poate însemna viață sau moarte. Sunt studii realizate la nivel internațional pe mai multe tipuri de trasee, funcție de categorii de drum, de la străzi în mediu urban până la autostradă, care arată că depășirea limitei legale de viteză în ideea de a te grăbi și a ajunge mai repede la destinație, nu ți aduce un spor mai mare de 3% în ceea ce înseamnă ajungerea la, mai rapidă la destinație, dar îți crește de cel puțin 30%, pardon. Riscul. Așa, riscul de a fi implicat în accidente. De a nu ajunge deloc. De a fi implicat în accidente. Și mai ales în accidente grave. Și atunci ar trebui să cântărim puțin și să punem pe primul loc chestia Spuneți, asta. Aveți știință dacă cei care se ocupă de probleme de circulație, indiferent că e vorba de metropole, comune și așa mai departe, intenționează să sancționeze pietonul neatent de pe trecere care vorbește la telefon, poartă glugă, mai ales pe vremea asta urâtă, nu se asigură și care, nu știu, apreciază trecerea zebra ca fiind o continuare a trotuarului, ca un loc sigur pentru el.
Da. Că, vedeți, aveți permis, foarte mulți dintre cei care ne privesc sunt sau nu sunt de acord, poate sunt numai pietoni, dar mașina se oprește în funcție de viteza cu care par, respectând regula, 50 de km la oră, să spunem, da, intraurban, îi trebuie câțiva metri ca să se oprească, nu? Pietonului trebuie o singură secundă, o fracțiune de secundă ca să se oprească. Și uneori nu fac chestia asta, te sfidează din priviri sau nici măcar nu te privește pietonul când se apropie de traversare, ci traversează pur și simplu neuitându-se în stânga când se întâmplă chestia asta sau în dreapta. Păi ar trebui să se uite în stânga, în dreapta și din nou în stânga, pentru că și la englez, de exemplu, este look left, right and left again. Da? De ce? Tocmai pentru a fi convins că poți să... Nu mai ții dinte pe Davidescu? Da. Da, a fost ofițerul, nu știu, coordonator sau examinator, da? Și care mi-a spus foarte clar, pe trecerea de pietoni se traversează cu mers, după ce te asiguri, cu mers grăbit, în ritm alert. Da. Nu ta este plin, cum ai putea acum tinerii și adolescenți, care au blugii lăsați undeva până la jumătatea fesiei lor și care merg pur și simplu... Da, și traversarea se face perpendicular pe axul drumului, nu pe diagonală. Mai sunt unii care, da, au impresia că... Da. Da, vedeți, aici sunt elemente care țin de educație. Nu, dar vorbesc despre principala cauza accidentelor, neasigurarea pietonilor și traversarea prin locuri nepermise. Da. În continuare, osul, carnea, sunt mai moi decât tabla, decât oțelul. Chiar nu se înțelege lucrul ăsta. Ce ar trebui făcut? Să faci educație în primii 7 ani de acasă, după aceea în primii ani de gimnaziu să faci educație rutieră? Educația, cum să zic, ar trebui, pe zona aceasta de trafic rutier ar trebui realizată, știu eu, începând din familie și mergând apoi până la nivelul adulților, chiar și în perioada în care aceștia sunt activi. Mă gândesc aici la angajatori. Pentru că, vedeți noastră, circa 30% din accidentele grave de circulație sunt, de fapt, și accidente de muncă, pentru că ele se petrec... Da, acum am văzut că e ciudat, este. Da, ori în vehicule care... Dar ce vine are angajatorul după, dacă pe traseul de angajatul după. Este căpcăun, năuc și traversează de dambăule? Nu neapărat are o vină... Dar el este în timpul programului, se consideră este accident de muncă și de multe ori răspunde și 4 ori pentru ce? Că n-a făcut instructajul. Hai să pe bune, acum numai de asta nu ai timp tu ca antreprenor, la câte probleme sunt legate de, nu știu, de fiscalitate și de vid legislativ sau chestii care ar putea să genereze, nu știu, stres. Mai stau acum să-l învăț și pe Gheorghe sau pe Vasile sau pe știu Ioana că... cum să traverseze strada. Păi da. Aia nu-i treaba lui măsa cea lui taxul. Știu că pare, cum să spun, delicat sau dificil, dar realitatea este următoarea. Orice accident de muncă presupune la un moment dat restrângerea capacității activității unei structuri economice. Nu o zic că e firmă, că e instituție și așa mai departe. Dar e foarte simplu să pasezi responsabilitatea antreprenorului. Nu-i pasezi responsabilitatea, ci pur și simplu vii să prelungești, dacă vrei, efortul ăsta educativ și de conștientizare, că la o vârstă înaintată nu mai discuți de educație, discuți de conștientizare. Trebuie să-i explici omului că dacă ai avut noroc ca până acum să nu fi fost implicat în accidente, asta nu înseamnă că ai circulat și corect. Nu, tătă, adică dacă angajatul meu, da, fiindcă deam băulea pe scara autobuzului sau tramvaiului, fiindcă alunecă, fiindcă este gheață sau zăpadă, eu trebuie să-l învăț, bă, dacă ai gheață sau zăpadă pe scara autobuzului, ține-te dracului mai bine sau urcă-te mai sus, să ai pe un scaun, nu mai călători așa. Păi, în primul rând, n-ai voie să călătorești pe scara autobuzului. Când coboară sau urcă, ia mică picioarele, da, ce fac? Mă asigur că încălțămintea lui e antiderapantă când pleacă de la serviciu sau când vine la serviciu? Bun, știu se că absurd este greu. Că asta înseamnă ca și în situația în care șoferii nu sunt, sau ceilalți participanți la trafic, nu sunt prudent și nu respectă legea, să ai cât un polițist pentru fiecare. Nu se poate acest lucru, este clar. Dar pe zona de sănătate și securitate muncă poți să vii cu niște teme pe care să le abordezi și să-i atragi atenția omului. Pentru că până la urmă e o modalitate de a-l conștientiza. Încă o dată spun, educația merge la vârste fragede. Partea de conștientizare... Coerciția intervine ulterior prin respectarea normelor de conduită în comun. Și între cele două există această conștientizare. Ca să nu ajungem la coerciție, să nu mai zică lumea că sărim cu amenda pe bietul cetățean care e săracul și așa n-are de... Uite, aș vrea să vă supun atenției o idee generată de o discuție informală cu niște prieteni legată de folosirea telefonului mobil în anumite momente ale condusului pe drumurile publice. Și... mă întreabă, bă, dacă mai vezi cu cineva care chiar știe și se pricepe, e băiat deștept, pune-mă întrebarea asta. Eu nu am voie să folosesc telefonul mobil în mers, da? Când sunt la semafor, la staționare, mașina, pot să formez un număr sau să caut pe Waze ceva. Dar la un condus n-am voie, nu? Fără dispozitiv. Dacă îmi distrage atenția. Da. Dar ăla care are mașina electrică și care a ridicat mai tableta pe bord, domnule Tătuc,
folosind-o prin Touch ID, ecranul la sensibil, digital, pe care îl poți accesa oricând apăsând. Nu e același lucru? Păi este, dar acolo zice la un moment dat, dacă ne uităm cu atenție în lege, că spune că trebuie să nu folosești, deci nu numai telefonul, ci și alte dispozitive electronice. Da, aveți dreptate. Să păi stați frică, că mașina electrică este concepută tocmai în acest fel, pentru a eventual monitoriza sau schimba niște funcții în mers, așa, și, nu existând alte butoane. Și cele Tesla clasice? Nu are niciun buton în mașină, Dumnezeului, nu are niciun ceas, are doar tableta aia blestemată, uriașă. Da, cum conduc fără să accesez informațiile de pe acel display? De regulă, presetările pe care le dorești se fac înainte de a te pune în mișcare. Asta e valabil și pentru celelalte autovehicule. Gândiți-vă că acum majoritatea au această tabletă de bord, acest sistem de infotainment care este foarte, știu eu, avansat, care conține și navigații și așa mai departe. Da, e radioul, da? Mașinii. Exact. Toate chestiile astea ar trebui presetate înainte de a te pune în mișcare. Și dacă vrei să schimbi presetările, tragi pe dreapta și faci chestia asta în condiții de siguranță. Dar exigența polițienească ar putea conduce la sancționarea cuiva care este vizibil, atras și distras, dacă vreți, de display-ul mașinii electrice? Nu știu dacă e vorba aici numai de mașini electrice. Sancțiunile se aplică tuturor celor care nu respectă legea. Bun, faptul că există această posibilitate, până la urmă, cred că este o carență a celor care au pus în vânzare aceste mașini sau au adus pe piața românească, pentru că ele, teoretic, ar trebui, gândiți-vă că și la celelalte. Există un mesaj de avertizare și spune că în situația în care vrei să setezi o nouă adresă pe navigație și senzorii detectează mișcare, automat îți spun că trebuie să te oprești și să faci chestia asta. Sau pur și simplu nu te lasă. Sunt aplicații care nu te lasă să faci asta dacă simt că mașina se mișcă. Ca o paranteză, ați observat că această zăpadă, aceste nisoare pe nepregătite, care a generat disconfort în aceste 2-3 zile în oraș, da, a creat și disfuncționalități între administratorul drumurilor și operatorul de salubritate. Mă refer la acele bumpere, acele rare antisoare, sau cum se mai numesc, din cauciuc, care sunt instalate pe, în apropierea școlilor sau în zonele foarte aglomerate, foarte folosite de către mașini. Republicii Independenței. Sunt distruse mare parte dintre ele. De ce? Nu au fost scoase înainte de intervenția celor cu plugurile pentru dezăpezire. Mă face să zâmbesc, a spus din nou că ne prinde iarna nepregătiți. Păi ca în fiecare an, adică n-ar fi o surpriză. Pe de altă parte, trebuie să realizăm că aceste activități, ca să zic așa, sezoniere, de montare, de scoatere a relantisoarelor și așa mai departe, da, cad în sarcina administrației locale. Acum, modul în care administrația reușește să facă lucrul ăsta într-o manieră eficientă, l-ați văzut și dumneavoastră. Să se coordoneze cu... Din păcate, nu. Da. Zilele trecute vedeam ce s-a întâmplat pe drumuri naționale, județene și drumuri expres, autostrăzi. Multe dintre ele au fost închise. Problema este că nu mă așteptam ca atât de multă lume să ruleze în continuare cu cauciucuri de vară, domnule Tătuc. Da, există. Nu știu câte drumuri au fost închise, da, din cauza că au fost blocate de tiruri care nu aveau învelopele necesare pentru astfel de condiții. Tocmai aici e surpriza mare, pentru că dacă de la o persoană care folosește ocazional mașina și numai în trafic, să zicem local... Domnule, de șoferi profesioniști cu exact, tir, de transport marfă. Asta vreau să spun, că dacă pentru cineva care, hai să zicem, folosește foarte rar mașina și pe distanțe scurte zici, domne, hai că poate, uite, a fost vremea bună, poate nu-i nevoie sau nu o scot mașina atunci când va ninge, când în situația unor transportatori, a unor profesioniști, lucrul ăsta nu este de iertat. Dar ce vreți spuneți celor care ne privesc? Că aceste cauciucuri de vară sau cauciucurile de iarnă nu sunt indicate numai pentru pentru un drum alunecos, nins, în gheață sau așa mai departe. E vorba doar de temperatura. Exact. Când temperatura scade sub 7 grade Celsius în mod constant, în mai multe zile consecutiv, deja atunci trebuie schimbate anvelopele de vară cu cele de iarnă. Este clar că apar diferențe de aderență ca urmare a compoziției materialului din care sunt realizate. O anvelopă de vară pe un drum înghețat, pe un drum rece, chiar dacă este uscat, va avea comportamentul unui plastic care este, cum să zic... Adică se rigidizează cauciucul de vară, exact, și nu mai are la frânare, exact, sau nu, la mașină, nu mai are. Nu mai are aderența necesară pentru a opri sau pentru a vira mașina într-un condiții timp... Condiții de siguranță. Da, exact. Din păcate, mulți merg pe ideea, merge și așa.
Și atunci când se întâmplă lucruri, deja toată lumea este supărată. Noi ceilalți că avem de suferit din cauza celor care procedează în mod greșit. Cei care procedează în mod greșit sunt supărați pe faptul că deja sunt sancționați și au fost prinși. Sau au fost prinși în situația asta și așa mai departe. Dar până la urmă, chestia asta ține încă o dată foarte mult de modul în care fiecare dintre noi... Nu mai spuneți de educație, domnul doctor. Nu, modul în care fiecare dintre noi vrem să circulăm sau nu în condiții de siguranță. Unii merg pe principiul că pot circula oricum. Poate, nu sunt așa de bogat să-mi iau drumul meu de aici până la Brașov. Da, merg în comun, într-un consens cu ceilalți participanți la trafic. Că tu ești tâmpit și consumi droguri și bei și, sau eventual vrei să te sinucizi, că vedeam nu știu ce pe adolescent din urma unei depresii, care intra cu mașina frontală într-o mașină, într-o utilitară de pompieri. Păi vrei să te sinucizi, fă-mă într-un parapet, du-te, bagă-te într-un separator de sens, aruncă-te într-un lac, nu lua viața sau nu răni și pe alții în așa, aruncă-te de la etaj. Vedeți, noastră, e simplu. Înțelepciunea populară românească, cum să zic, transmisă așa prin proverbe, spune foarte clar și foarte simplu un lucru de care, dacă noi am ține cont în trafic, ar fi extraordinar. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Ne uităm în trafic, avem o grămadă de persoane care îți taie fața, care îți, cum să zic, pur și simplu te talonează. Nu mai au reflexe. Și ajung iar la aceeași problemă pe care o ridic ori de câte ori am posibilitatea în prezența dumneavoastră sau a celor cu uniformă de polițiști. Măi, oameni buni, voi nu vedeți că sunt, Doamne ferește, ajungem și noi la această vârstă, adică sper să ajungem la această vârstă. Dar cei mai supuși greșelii uneva, de-astea, mă refer la tamponări, la accidente ușoare în oraș, sunt vinovații, sunt bătrâni care nu mai au reflexe și care nu sunt supuși unor controle medicale? Hai să fim sinceri, domnule Sătu. Chiar dacă supărăm pe cei de generația a treia, într-adevăr, au muncit și au desăvârșit rolul în societate. Au dreptul să conducă, dar nu oricum, domnule. Aceasta este o altă problemă importantă și, vedeți, noastră, țările care au o populație îmbătrânită deja preocupă mult mai mult. Toată Europa are o populație mai mult. Exact, sunt mult mai preocupate de zona aceasta. Și vă dau un exemplu. În Marea Britanie există o amplă discuție vis-a-vis de seniori în trafic, așa îi numesc ei. Au foarte multe persoane cu vârsta peste 70 care încă sunt deținători de permisului de conducere și care doresc să circule. S-a pus problema la un moment dat ca să fie limitat dreptul lor de a conduce. Pe partea cealaltă au spus, dom'le, stai puțin, dacă îl limităm, vom avea niște alte probleme care rezidă din treaba aceasta, pentru că mulți dintre ei își duc nepoții la grădiniță, la școală și așa mai departe. Ei sunt încă utili. Dacă noi o să le interzicem, testele medicale exact, mă vor convinge sau nu? Nu, au creat un mecanism foarte interesant, atât din perspectiva controlului medical și al facilitării unor intervenții medicale, de exemplu cei care aveau nevoie de operații de cataractă și erau deținători de permis, pot beneficia de niște facilități, da, tocmai pentru a putea rămâne în condiții de siguranță în situația în care conduc. Și pentru ei, dar și pentru noi. Categoric. Pe de altă parte, există această dotare specifică a autovehiculelor, pentru că noi ne aducem aminte de trabantul la Hicomat, când era pentru persoanele care aveau handicap. Nu, în momentul de față există persoane adaptate pentru vârstnici, autovehicule adaptate persoanelor vârstnice, care sunt, cum să zic, mult mai prietenoase și le permit... Adică ce? Nu spuneți că e vorba de inteligență artificială. Nu, prietenoase, nu, ce? Deja, nu. Păi nu, ele oricum sunt prietenoase. Suntem în 2023, domnule Tătuc. Mașinile sunt automate, oglinzile sunt electrice, se dezavoresc automat. Dar în momentul în care vezi un bătrân de peste 75 de ani, un senior după așa, într-o mașină care nu este așa cum spuneți noastră, care nu are dezaburile în lunetă, care are oglinda plină de gheață, nu este curățată cum trebuie de zăpadă și le vezi în trafic cum stă plecat pe volan neuitându-se în stânga, adică unghiul lui de vizibilitate este redus, da? El vede numai prin față, prin parbriz, nu poate vedea și prin laterale, geamurile sunt aburite, nici măcar nu sunt șterse cu mâna pe dinăuntru și atunci te gândești, băi, ce confort îmi asigură ăsta în trafic lângă mine, că nu știu dacă face stânga sau dacă face dreapta. Nu semnalizează, nu se asigură cum trebuie, nu mai aude cum trebuie. Normal ar fi ca la 6 luni sau un an de zile să aibă un control medical, dar nu din partea medicului de familie, care ce, bă, nu-l supăr pe Nea Petrică să nu-i dau testul pozitiv, adică să-l avizez pozitiv pentru permis.
că îl pierde de client. Periodicitatea controlelor medicale este prevăzută de actele normative în vigoare. Acum, modul în care acestea sunt urmate sau nu, într-adevăr, e mult mai greu de identificat, pentru că nu mai există acea anexă a permisului de conducere care conținea vizele medicale. Într-adevăr, până la o anumită vârstă, controlul medical se face la o periodicitate mai mare. După, știu eu, 65 de ani, veți vedea că modul în care trebuie să faci acest test este aproape anual. Trebuie să faci. Unde? Ce? Unde scrie? La policlinicile autorizate. Unde scrie iarăși, în lege chestia asta? Există în codul rutier treaba asta? Există prevederea aceasta care se... Este urmărită de polițiști fiind respectată? V-am spus, în general e greu de urmărit, dar atunci când există dorința de a verifica pur și simplu, se poate face acest lucru pentru că verificările medicale se efectuează încă o dată de către policlinicile specializate care sunt atestate în acest sens și care sunt prevăzute într-un ordin anex al Ministrului Sănătății. De asta spun că legislația se coroborează cu aceste ordine. Mai există un alt ordin care prevede de asemenea, tot al Ministrului Sănătății, prevede bolile pentru care există interdicția de a conduce autovehicule. Cei care suferă de acele afecțiuni iarăși nu au voie să conduc. Bun, asta se verifică în trafic mult mai rar, pentru că v-am spus, nu prea ai posibilitatea, că în general se verifică... Sunt prea ocupați cu băutura și cu drogurile. Spuneam că sunt foarte puțini, totuși, față de câte... Vedem în filmele americane că este un test de sobrietate, un test fizic, da, și de echilibru, în sfârșit, în care ăla e pus să facă roata, nu știu, să meargă în echilibru pe bandă, abar n-am, niște chestii. Da, da. Ați observat în România vreodată a se face acest succes? Că nu știu, poate, bine, la noi este exigență maximă în ceea ce privește alcoolul, deși în alte țări europene există o lejeritate. Dacă ai băut un pahar de bere sau un pahar de vin, în funcție de aerul expirat în etiltestul sau cum se numește, da, există o permisivitate. La noi, dacă ai băut un pahar de bere și ai mirosit, ți-a băgat ăla, e 0-1, ți-a luat permisul, nu? Corect, așa. Nu se schimbă legislația nici în sensul ăsta, în domeniu? Deocamdată nu, pentru că toleranța rămâne zero și nu există, știu eu, repere care să arate. Dar dacă tot luăm niște modele europene când vorbim despre civilizație și democrație, de ce nu putem adopta și... Păi, eu zic așa, haideți să ne uităm un pic și să vedem. Chiar noastră ați prezentat la începutul emisiunii o statistică, conform căreia un număr foarte mare de conducători... A, mai mare fost... față de anii precedenți, da. Mai mare. Păi, dacă trendul e așa, în situația în care interdicția faptul e totală... Faptul că bei nu înseamnă că e și periculos, domnule Tătuc. Eu zic faptul că ai băut un pahar de vin la masă de prânz, cum se întâmplă de fapt? Mm-hmm. Ați fost plecat în stațiune în Tasos? Ploieștenii cunosc Tasosul mai bine decât grecii. Da. Acolo la masa de prânz se bea bere, se bea vin, dar poliția rutieră nu te oprea decât dacă ai fi produs un accident. Dacă ai fi lovit mașina, dacă ai fi lovit pe altcineva, Doamne ferește să nu fi lovit un grec. Dar dacă ar fi existat filtre de poliție în limanul sunt Tasos, da? Cred că ar fi fost nenorocire. Cred că plecau ăștia pe jos, plecau cu bicicletă la feribot. Și cu toate astea există permisivitatea asta, probabil, tocmai pentru a încuraja turismul în insulele grecești. Dar eu cred că dacă ai băut un pahar cu bere sau un pahar cu vin roșu la masă de prânz și ai mâncat, ai băgat niște calorii în tine, da? Niște proteine, nu cred că ți-ar afecta condusul și reflexele un pahar de vin. Că bei ca porcul, ca prostul, normal, că nu poți să te mai dai jos din mașină ulterior, într-adevăr, e foarte grav. Dacă bei un pahar cu vin... Da, zâmbesc pentru că mă gândesc la ideea, la expresia un pahar dintre cei care ne privesc, se pot limita la un pahar de vin la masă? Păi asta e întrebarea, ne putem limita la un pahar? Și acum mai discutăm de dimensiunea paharului, pentru că... Dacă ar fi prin Moldova, poate că nu. Da, eu cred că... Vă mai dau un exemplu, sau contraexemplu. Știți care este un teatru de măsură generală pentru bere în Occident? Sticla, paharul. Doza de 330 de mililitri. La noi deja avem doza de 500, era standard, și acum am văzut ultima oară peturi de 3 litri jumate. Tot o bere e. De 3 litri jumate? 3 litri jumate, da, am văzut o asemenea chestie într-un supermarket. Da? Nu dau numere ca să nu fie problemă, dar chiar am rămas și eu uimit să zic, domnule, eu înțeleg că a crescut și acum s-a ajuns la atât. Dar nu ești obligat să bei la doză sau la sticlă. Poți bea bere la draft, un pahar cu de 300, nu știu dacă îți afectează reflexele. Încă o dată, nu e o plidorie pentru consumul de băuturi alcoolice la volan, dar dacă tot luăm modelul francezilor, da, care aproape la fiecare prânz bea un pahar de vin, fără apă, da? Sau al italienilor,
al nemților, nu știu, în Germania, care, ce spune legislația în privința consumului de alcool. Să știți că trendul general cam în toată Europa, chiar și în statele care au această tradiție și pe care l-ați menționat, este de reducere a permisivității. De reducere, nu de interdicție. De reducere interdicție. E foarte greu să vii acolo după atâția ani de zile să spui deodată gata, de mâine nu mai bem. Sau în Marea Britanie. Nu mai bem și nu mai conducem. Ce spune legislația britanică în domeniu? Există până la 0,5 la mie o permisivitate, da, dar este mult mai redusă. Ce înseamnă pentru... în cantitate? E greu de precizat, pentru că totul se raportează... Un pahar de bere, două pahare de bere? Da, dar se raportează la mai multe elemente și care sunt variabile. Se raportează la sex, da, că într-un fel metabolizează alcoolul femeile, în altfel bărbații, de asemenea în raport de greutatea corporală, în raport Eu de cred că englezoacele beau mai mult decât românii. Și duc mai bine la băutură englezoacele decât mulți români. Chiar dacă vin din județe ale Moldovei. Posibil. De asta spun, sunt foarte multe variabile și e greu de dat o rețetă. Dom'le, poți să bei un pahar și nu va fi nicio problemă. Dar, rapel, dacă există sau nu niște afecțiuni hepatice, că și aici e o mare problemă, da? Încă o dată, intrăm într-o zonă cu prea multe variabile ca să putem da o rețetă general valabilă, știți? Dom'le, e vorba de atât. Cam greu. Ceea ce atrage atenția însă este faptul că au existat și la noi, la un moment dat, niște idei, tocmai pentru a sublinia ceea ce a spus dumneavoastră. Haideți să găsim modalitatea să lăsăm un pahar. Eu merg pe principiul că dacă atunci când avem toleranță zero, avem atâtea cazuri. Păi da? Și atunci? Avem atâtea cazuri, sunt statisticile, din ce în ce mai mult se bată. Nu ne putem permite să dăm, zic eu. Păi nu, dar dacă tot interziși se întâmplă. Da. Într-adevăr, se ridică permisele pentru 60 zile, pentru 90 de zile, se reexaminează respectivul pacient, subiect, și ăla îl vedem din nou pe șosea. Credeți că din clipa respectivă el nu mai bea deodată? Nu, sunt unii care, cum să zic, au chestia asta patologică. Sau credeți că bea numai seara, domnule Tătuc? Și beau de mai mult, cum să zic, că filtrele poliției pe tematica asta sunt în general seara și nu în special în weekend. Și dimineața mai sunt din când în când. Dimineața foarte devreme, eventual. Exact. Pentru cei care se întorc acasă. Că nu cred că ai băut seara și ai plecat dimineața și mai sunt niște urme evidente de alcool după 8 ore de somn. Nu, în general, dacă ai consumat moderat, nu. După o noapte nu și mai dacă simt. Ai înficat sănătos. Exact, dar dacă ai, cum să zic, ai performat în domeniu, e clar că lucrurile da. Vor să dar ce om, oricât am discutat, copiii se vor droga, oamenii se vor îmbăta și vor conduce. Accidentele astea ne vor plasa în continuare pe primul loc pentru o perioadă. Eu cred că dacă vom încerca fiecare dintre noi să ne autocontrolăm și să căutăm cât putem de mult să ne schimbăm așa atitudinea, eu cred că vom putea face față. Dacă nu. Asta sunt iertați că vă spun așa, prieteni, astea sunt vrăgeri, nu țin. Nu merg. Nu ajung unde trebuie mesajele astea. Da? Nu ajung. Fiindcă ăla care e dispus să bea, să se urce la volan și eventual să drogheze și să fie teribilist că e maimuța lângă el, cu buzele de rață lângă el, să o impresioneze pe aia, ăla va face în continuare chestiile astea. Ideea este că s-ar putea să fiți dumneavoastră pe stradă sau fiica sau soția sau altcineva și să fi se întâmple ceva urât, tragic. Riscul acesta rămâne în continuare, este clar, dar nici nu putem... Ce să facem? Nu mai circulăm seara pe străzile din București sau din Ploiești? Asta spun, nici nu putem să ne închidem în casă, da? Până una alta trebuie să tragem un semnal de alarmă și să încercăm să conștientizăm. Noi tragem semnalul de alarmă, să vedem cine îl aude. Că părinții se pare că și-au schimbat copiii din mână, de sub control. Eu vă mulțumesc, domnule Tătuc, pentru expertiză, pentru vorbe, pentru informații, pentru sfaturi. Ne vedem mâine seară, doamnelor și domnilor. Până atunci, multă sănătate, conduceți atent și eventual, de fapt, mai bine fără alcool și droguri la purtător. Multă sănătate, la revedere!